Domnul să fie lăudat pentru că ne ascultă rugăciunea. Poporul lui Dumnezeu, vă invit să rămânem în picioare pentru timpul în care vom citi capitolul 5 din cartea Deuteronom. Deuteronomul este ultima carte din ceea ce noi numim Penta Teuh, adică cele 5 cărți ale lui Moise. Prima este Geneza și ultima cu numărul 5 este Deuteronom. O să citim capitolul 5. Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. Nu cu părinții noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toți vii astăzi aici. Domnul v-a vorbit față în față pe munte, din mijlocul focului. Eu am stat atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci vă era frică de foc și nu v-ați suit pe munte. El a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul dintre dobitoacele tale, nici străinul care e în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă. Și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe 2 table de piatră și mi le-a dat. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpetenile seminților voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și ați zis: Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Domnul a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca și noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru, apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus. Și Domnul mi-a zis: Am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce au zis este bine. O, de-ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor.
Du-te și spune-le, întoarceți-vă în corturile voastre, dar tu rămâi aici cu mine și îți voi spune toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveți să le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpânire. Luați seama, dar, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Mulțumim pentru glasul Domnului. Sunt oameni așa de nefericiți care nu mai au parte de glasul Domnului. Nu-și mai pot controla inima rea și necredincioasă, împietrită de păcat, ca să o aducă în adunare și o țin departe de Domnul, departe de Scripturi, departe de rugăciune și de părtășia cu frații, atât de departe încât trăiesc în păcat, fără rușine și fără motiv. Este un mare har să mai fim lângă Domnul, pentru că binecuvântările Lui încă ne ajung, încă ne ating, încă ne satură. Domnul să fie binecuvântat. Frații mei, în anul acesta, în cea de-a doua părtășie din cuvânt pe care o avem joi seara, vorbim despre călătoria sau despre călătoriile Bibliei. În Biblie sunt multe călătorii ale unui grup mare de oameni și noi am vorbit despre câteva. De zile bune vorbim despre călătoria evreilor din Egipt, scoși de Domnul din robie și duși în țara unde curge lapte și miere. Este în seara aceasta cea de-a șasea vorbire despre această călătorie și cea de-a 13-a despre toate călătoriile. Călătoria evreilor din Egipt în Canaan este prezentată în 5 cărți ale Bibliei. Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și Iosua. Primele 4 fac parte din Pentateuch, pachetul de 5 cărți scrise de Moise. Următoarea este cartea lui Iosua, ucenicul lui Moise, care apare pe scenă ca lider al națiunii după ce Moise moare. N-am să scap niciodată de mirarea pe care o încerc constatând că cel mai blând om de pe pământ a murit datorită nervilor. Cel mai blând om de pe pământ a fost pedepsit de Dumnezeu datorită nervilor și a ieșit din pepeni, cum spunem noi românii. Este pur și simplu pentru mine zdrobitor să constat că unde oamenii lui Dumnezeu sunt cei mai puternici, acela devine un mod sau un loc unde diavolul atacă. Cel mai înțelept om de pe pământ moare datorită neînțelepciunii lui. Cel mai blând om de pe pământ este pedepsit și nu poate intra în țară datorită stării de nervi și de aroganță pe care o are în fața poporului. O singură slăbiciune manifestată public care îl dezonorează pe Dumnezeu la un mare bărbat al lui Dumnezeu în care s-a investit mult pentru Dumnezeu este o ofensă așa de mare încât îl pedepsește mai rău decât pe cineva care trăiește în păcat, dar este un anonim. Lucrurile acestea nu sunt ușor de înțeles și mai ales nu sunt ușor de explicat. Însă Dumnezeu ne dă har să le înțelegem atât cât e nevoie. Aș vrea să vă spun 2-3 vorbe despre fiecare dintre aceste cărți, ca și particularități ale lor, și încep cu Exod, care este cartea ieșirii din robie. Și vreau să vă spun că această carte, în primul rând, prezintă împrejurările istorice în care s-a format poporul evreu. Oamenii ăștia n-au fost un popor. Oamenii ăștia au fost o familie, o seminție, dar s-au înmulțit și au devenit un grup mare de oameni, probabil de vreo 2-3 milioane, dar nu erau organizați. Și plecând din Egipt și mergând spre Canaan, aproximativ 3 luni de zile până la muntele Sinai, unde Moise înainte păștea turma de oi a socrului său, ei nu erau o națiune,
Ei se formează ca națiune la Sinai, unde primesc identitate națională, unde fac un legământ cu Dumnezeu, unde li se dă, unde li se dau legi, unde apare preoția, unde apar rânduielile, unde apar sărbătorile, unde apar ideea de cort, și toate astea se accentuează, se împlinesc, capătă contur și ei devin o națiune. O națiune nu este o grămadă de oameni. O națiune este o grămadă de oameni organizată în aceleași rânduieli, care merg în aceeași direcție, care ascultă de aceleași legi, care au aceleași căpetenii. Apoi, prezentarea legii lui Dumnezeu pentru poporul evreu este încă o particularitate a cărții Exod. Aceasta e prima carte și în ea e prezentat poporul care iese și poporul căruia îi se dă legi. Fraților, un popor unit e un popor care are aceleași legi. De aceea spunem mereu și mereu, toate excepțiile acestea din adunare, că sunt oameni care spun eu fac ce vreau, pe mine nu mă interesează ce spune pastorul de la Amvon, dar pretinde că este în unitate cu biserica, omul ăla nu e în unitate cu biserica. Poate fi membru bisericii, poate să nu fie membru bisericii. Poate să vină aici de dinainte de mine sau după mine sau după dumneata. Omul ăla nu e împărtășia cu biserica. Împărtășia cu biserica ești atunci când ai smerenia și pocăința necesară să te așezi sub autoritatea lui Iisus Hristos și a rânduielilor pe care El le-a spus în carte. Cine este așa de mândru încât nu se poate supune rânduielilor din Biblie pe care Dumnezeu le-a dat, omul acela nu e împărtășia bisericii, chiar dacă stă în același loc cu biserica. De asemenea, cartea Exod ne prezintă și caracterul lui Dumnezeu și al voii sale. Se prezintă decalogul. Decalogul este legea lui Dumnezeu morală care prezintă caracterul lui Dumnezeu, caracterul veșnic. Legea ceremonială se întrerupe la cruce. Legea civilă, socială, de asemenea, se întrerupe pentru că e Constituția lor. Dar legea morală trece dincolo de cruce, e valabilă astăzi și va fi valabilă în veșnicie. Apoi, prezintă posibilitățile omului de a fi împărtășie cu Dumnezeu. În cartea Exod apare pentru prima oară posibilitatea explicată pentru om ca să intre în părtășie cu Dumnezeul cu care era în dușmănie și în conflict. Următoarea carte, Leviticul, este cartea organizării. Ea prezintă detaliile legate de legile pe care Dumnezeu le dă poporului. În Exod se oferă decalogul, dar în Levitic se dau legi și porunci mărunte, detalii. De asemenea, prezintă sistemul de jertfe prin intermediul cărora poporul primește izbăvirea. Priviți capitolul 16, spre exemplu. Toate legile acestea erau ceremoniale. Și toți miei aceia care, despre care se vorbesc în numele cărora era primită iertarea, de fapt erau un simbol care vorbeau despre mielul lui Dumnezeu care va veni cândva, mielul lui Dumnezeu pe care l-a introdus Ioan Botezătorul pe scenă, atunci când l-a prezentat spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atunci s-a oprit legea ceremonială și șirul mieilor de animale care au fost aduși se întrerupe pentru că a venit Dumnezeu sub formă de miel. De aceea legea ceremonială se oprește la cruce, pentru că a venit mielul lui Dumnezeu și de atunci până astăzi noi ne raportăm prin credință la miel. Nu mai venim în mod fizic cu un miel în mână, dar prin credință. De aceea trebuie să credem în Iisus și nu-i suficient doar să ne lăsăm de țigări sau de altceva ca să fim mântuiți. Apoi încă o caracteristică e faptul că dedicarea poporului pentru puritate și separare față de toate celelalte națiuni, dar nu izolare. Poporul lui Dumnezeu niciodată nu trebuie să izoleze de celelalte națiuni ale pământului. Că trebuie să le evangelizeze. Dacă te izolezi de cineva, nu le mai poți evangeliza. Noi trebuie să ne separăm ca și stil de viață. Vaporul trăiește în apă, dar apa nu trăiește în vapor. Când apa trăiește în vapor, vaporul se numește epavă. E la fund și se face poze cu el. E plin de alge și de pești și se mai duc scafandri în el. Numeri e următoarea carte. Numeri e cartea cârtirilor. Poporul acesta educat, instruit, care are parte de mila lui Dumnezeu, ajunge să cârtească. Este absolut inexplicabilă natura asta atât de destrăbălată a omului, atât de răzvrătită și atât de nesătulă.
pur și simplu nesătulă, niciodată nu-i destul. Cine are un dolar vrea doi, cine are un milion vrea două, cine are jumătate din lume vrea toată lumea. Omul nu se satură niciodată. Numai oamenii smeriți se satură cu nimic sau cu ceva. Oamenii care nu se smeresc și nu se pocăiesc și nu învață lecția despre care Pavel spunea: mă mulțumesc și când am și când nu am, m-am deprins și când am și când nu am. Sunt oameni care nu pot trăi fără. Și uneori Dumnezeu îi aruncă într-o groapă unde nu mai există nimic ca să-i învețe să trăiască și fără. Legea prosperității are în ea un pic de adevăr, că Dumnezeu a spus: te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Dar aceasta nu este o regulă obligatorie. Dumnezeu nu e obligat să ne binecuvinteze. Dumnezeu e obligat să ne pedepsească. De cine e obligat? De propria lui dreptate. Dar de propria lui dragoste, Dumnezeu se simte pus în situația să găsească o soluție pentru noi. Dar Dumnezeu nu este obligat să ne binecuvinteze. Dumnezeu ne binecuvintează în dragostea sa, dar să știți că și lipsurile sunt o binecuvântare. Pentru că dacă o lipsă te apropie de Dumnezeu, este o binecuvântare. Scopul lui Dumnezeu nu este să trăim neapărat cu burta plină într-un confort unde înnotăm în bani și în prosperitate. Nu. Scopul lui Dumnezeu este să înnotăm în sfințenie, în umilință și în împlinirea scopurilor sale. Un amin s-ar cădea. Cartea Numerii prezintă atitudinea permanentă de nemulțumire și cârtire. Încă o caracteristică e faptul că Dumnezeu în Cartea Numerii e prezentat ca Dumnezeu care impune disciplina. A fost o generație de oameni și n-au vrut să știe de disciplină. Și Dumnezeu le-a făcut așa: i-a suflat și au murit. Și Biblia spune așa: a adus o altă generație pe scenă Dumnezeu. De ce? Pentru că prima generație nu s-a supus. Dumnezeu un Dumnezeu disciplinat. Armata care nu se supune, soldații care nu se supun, Dumnezeu îi înlocuiește. Lecția aceasta este lecția cărții Numeri. Uitați-vă în Cartea Numeri, dacă aveți curiozitatea, citiți-o acasă. Și uitați-vă la cei care cârtesc și la cei care trăiesc în păcat, pentru că Dumnezeu îi omoară și în locul lor apar o altă generație de oameni. E adevărat că și ăia mai cârtesc și mai trăiesc în păcat, dar nu la nivel de fenomen, ci la nivel de accident. Și asta e o diferență ca între cer și pământ. Cartea Deuteronom este înnoirea legământului sau repetarea legii. În această carte, am citit intenționat capitolul 5, Dumnezeu motivează generația tânără spre păstrarea legământului pe care Moise o repetă. Care era legământul? Legământul era cartea legii pe care Dumnezeu a dat-o poporului. Și observați că Exod 20 este Deuteronom 5, aceleași 10 porunci. Dar de data asta Moise nu doar le afirmă, ci Moise le reafirmă într-un anumit context unde le și explică. Și pentru noi mai bine e să citim Deuteronom 5 decât Exod 20, că în Exod 20, numărul 1, pusă, numărul 2, prezentată, numărul 3, prezentată, dar în Deuteronom 5, este prezentată și apoi explicată, iar explicația este de folos pentru noi. Iosua, ultima carte care încheie Exodul, călătoria, prezintă nevoia poporului de a trăi în permanență în frica de Domnul și în puritate. Fraților, dacă veți întâlni vreodată un om în care nu mai vedeți frica de Domnul, ascultați-mă pentru binele dumneavoastră să vă dați 1000 de pași înapoi de la omul ăla. Dacă vedeți un om că nu mai are frică de Domnul și este plin de aroganță și este plin de sine și este plin de propria lui înțelepciune și pricepere și experiență și resurse și tot felul de achiziții, să vă dați 1000 de pași înapoi de la omul acela. Cine n-are frică de Domnul nu poate prezenta nici măcar o dovadă că trăiește cu Dumnezeu. Frica de Domnul de departe, dar absolut de departe, este cea mai autentică dovadă a unui om credincios că trăiește lângă Dumnezeul înfricoșat, lângă Dumnezeul mare și puternic. Este imposibil să stai lângă Dumnezeul cerului și al pământului și să nu ai în inima ta frica aceea reverențioasă, în care spui: El e Domnul, eu sunt doar țărâna. Cine nu trăiește așa, numai în absența lui Dumnezeu își poate permite nebunia asta. Doar în absența lui Dumnezeu. Am spus lucrurile astea ca o scurtă introducere, ca să afirm faptul că această călătorie despre care vorbește Biblia a evreilor din Egipt spre Canaan
este porunca lui Dumnezeu. Fraților, noi de multe ori revendicăm din Biblie porunci, nu porunci, promisiuni ale Domnului. Într-un context al călătoriilor noastre. Și spunem așa, cum Dumnezeu a promis evreilor că așa și așa, aceleași promisiuni sunt valabile și pentru noi. Da și nu, vă spun eu acum. Și dumneavoastră analizați explicația mea, iar dacă nu-i bun, aruncați-o și păstrați doar Biblia. Ascultați-mă când da și când nu. Călătoria aceasta a lui Dumnezeu a fost o poruncă inițiată de El. Și oamenii aceștia acum împlineau o misiune la care au fost chemați. Sunt oameni care inițiază misiuni personale spre folosul lor. Vreau să vă spun ceva. Am fost în călătoria aceasta și am văzut foarte mulți oameni obsedați de iubirea de bani. Nu de bani, obsedați de iubirea de bani. Și în gura acestor oameni erau tot felul de profeții în care Dumnezeu le promitea că vor ajunge mari și puternici și fraților, eu nu prea am întâlnit așa ceva în Biblie. Eu în Biblie l-am văzut pe Dumnezeu chemându-i pe oameni la pocăință, la dedicare, la osteneli, la iertarea vrăjmașilor, la iubirea vrăjmașilor, să meargă în numele Domnului, să se sacrifice în numele Domnului, să dea ceea ce au. Eu nu prea am văzut așa să transformăm relația spirituală cu Dumnezeu într-un business unde devenim peste noapte împărați ai pământului. Mie mi se pare o deraiere puternică de la Evanghelia lui Dumnezeu. Fraților, această teorie a prosperității americane se conturează în România astăzi sub o altă formă. Și exact istoria americanilor de acum 20-30 de ani, poate mai mult sau poate mai puțin, astăzi se repetă în alte națiuni ale pământului, inclusiv în România. Mergeți în România și trăiți o lună printre biserici și o să observați că există un fenomen. Ceea ce am vrut să vă spun este că uneori sunt oameni care inițiază în inima lor planuri personale spre câștig personal, dar revendică promisiunile pe care Dumnezeu le-a promis celor care s-au dus într-o misiune inițiată de Dumnezeu, nu de ei. Misiunea ieșirii din Egipt n-a fost inițiată de evrei, a fost inițiată de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, ieșiți! Și ca să ieșiți și să mergeți până în țară, eu vă promit că... Și începe să spună promisiuni. Și noi revindicăm promisiunile, dar în misiuni pe care le facem la inițiativa noastră spre folosul nostru. Ascultați-mă, să fim atenți, că altfel vor fi așteptări neîmplinite masiv, care ne vor crea dezamăgiri și frustrări și vom da vina pe Dumnezeu că nu se mai ține de cuvânt. Dumnezeu nu se ține de cuvânt, de ce n-a promis? Luăm noi promisiuni într-un alt context și le așezăm într-un context în care ne place nouă și așteptăm ca Dumnezeu să devină robul nostru și sponsorul nostru. Fraților, orice proiect care nu are legătură cu împărăția lui Dumnezeu și nu are legătură cu existența noastră minimă, nu este Dumnezeu obligat să-l sponsorizeze. Dumnezeu nu vrea să ne facem noi un nume sub soare. Că unii au un nume sub soare, aia este cu totul altceva, dar Dumnezeu nu se obligă pentru fiii oamenilor să le construiască la fiecare un nume sub soare. Nu, nici vorbă de așa ceva. Că unii sunt mai bogați, alții mai săraci, aia e o diferență pe care eu nu o înțeleg. Că unii sunt puternici și alții mai slabi, e o diferență pe care eu nu o înțeleg. Că unii sunt mari și alții sunt mici, din nou nu înțeleg. Că unii sunt îndrăgătorii, alții sunt niște anonimi, din nou nu înțeleg. Că unii sunt sănătoși și alții au harul doar să fie bolnavi, nici asta nu înțeleg. Dar ceea ce înțeleg eu este că indiferent de starea în care te-a așezat Dumnezeu, trebuie să fii credincios. Orică ești bolnav, orică ești sănătos, orică ești sărac, orică ești bogat, să fii un om credincios, un om smerit. Și nu bogăția și sănătatea și avantajele să le cauți în primul rând, și împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Pentru că noi am fost chemați să împlinim scopurile din împărăția lui Dumnezeu, nu să ne etalăm noi viața sub soare. Învățăm din călătoria acestui popor că oricine a vrut să se realizeze, uitați-vă la frații ăștia că se ridică împotriva fratelui lor, lui Moise, și spun: ce, numai tu crezi că numai tu ai chemări speciale? Păi și pe noi ne-a făcut aceeași mamă ca și pe tine. Și vine Dumnezeu și e în stare să-i sufle
De ce? Pentru că oamenii se văd în comparație și comparația le dă dreptul să dorească egalitate. Competiția rămâne una dintre cele mai mari nenorociri din viața oamenilor. Oamenii uită că există predestinație în chemare. Unul e chemat să fie apostol, unul e chemat să fie proroc, unul e chemat să fie evanghelist, unul e chemat să fie păstor și învățător. Asta nu e la alegere, la alegere e mântuirea. Ți-am pus în față binele și răul. Alege! Dar slujirea nu e la alegere, frați și surori. Eu nu pot să aleg să devin apostol. Mi-aș dori să se manifeste prin mine daruri puternice, mari, ca prin Pavel. Nici nu știu ce să fac mai mult pentru asta, să postez mai mult, să mă rog mai mult. Dar eu nu pot să fiu înaintea lui Dumnezeu mai mult decât drumul pe care El l-a trasat pentru mine în ceea ce privește slujirea. Această experiență pe care oamenii ăștia au avut-o are un caracter pedagogic, organizațional și în același timp este de folos pentru noi. Observați că de când oamenii ăștia ies, pentru că ei au fost într-o misiune în care Dumnezeu i-a trimis, ei nu s-au dus la inițiativa lor, ei s-au dus la trimiterea lui Dumnezeu. Și pentru că s-au dus la trimiterea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a însoțit pas cu pas cu niște minuni ieșite din comun. Și noi ne întrebăm în timp ce ne ducem noi, unde-s minunile acelea? Fraților, putem să facem diferența între nivelul de trimitere și nivelul de implicare al lui Dumnezeu cu lucruri supranaturale în această trimitere? Uitați-vă la oamenii ăștia, se despică marea, se despică marea. Un astfel de miracol e absolut ieșit din comun. Apoi, un stâlp de nor și de foc oprește pe egipten să-i omoare. Observați că apele de la Mara Amare se transformă în ape dulci. De ce mor oamenii? Când eram mic n-am putut niciodată să înțeleg cum oamenii care rămân pe ocean mor de sete. Eu ziceam, dar de ce nu se apleacă să ia apă să bea? Nu înțelegeam că apa aia nu-i bună de băut. Să mor de sete în timp ce stai pe un bazin de apă fără sfârșit, mie mi se pare paradoxul paradoxurilor. Mor de sete în timp ce ești în apă. Păi nu-i bună de băut. E, s-a întâmplat un miracol. Apa aceea nebună de băut s-a transformat în apă bună de băut. Apoi, minunile continuă până când oamenii aceștia ajung la Sinai. Și la Sinai fac un popas de un an. Și anul acela este clasa întâi pentru ei. În anul acela primesc legea, au experiențe extraordinare, fac un legământ cu Dumnezeu, se conturează ca și națiune, acceptă rânduieli, acceptă legi, acceptă preoție, acceptă o căpetenie și când Ietro îl sfătuiește pe Moise mai multe căpetenii peste anumit grup de oameni, se organizează. Să știți că organizarea unui grup dezorganizat le dă calitatea de etnie, de popor. Rânduielile sunt necesare într-un grup de oameni. De aceea e important să avem umilința necesară, fiecare să lase câte puțin de la el când face parte dintr-o echipă. Când e unul singur, face ce vrea, când vrea se scoală, când vrea se culcă. Dacă suntem 1000 de oameni, trebuie să ținem puțin fiecare cont de alții. Nu mai poți să zici, Doamne, eu fac ce vreau, pentru că nu mai poți face ce vrei când ești cu alții împreună. Trebuie să ții puțin cont de alții. Spre exemplu, eu acum sunt cu haina pe mine și sigur că agitându-mă și vorbind aici mi-e cald. Știți ce ar trebui pentru mine acum? Să faceți aerul condiționat mai puternic. Dar mă uit la cineva dintre dumneavoastră care e puțin mai bolnav, poate are reumatism, poate are probleme cu oasele, poate e puțin mai în vârstă, poate e puțin mai sensibil. Și când eu spun, dă domne aerul condiționat mai tare, la spune, aolo, și așa e tare. Și întreb eu, cum mai rezolvăm problema asta acum? E, de la mine un pic de înțelegere, lasă domne să transpir un pic, că n-o fi foc. De la matale un pic de înțelegere, domne, trebuie să mă gândesc și la fratele, că dacă fratele lui își dă haina jos, zicem, nu, noi nu vrem ca pastorul nostru să stea fără haină. E, un pic de înțelegere când suntem cu toții, că unul e mai așa, unul e mai așa. Fraților, noi suntem un popor mare la număr. E nevoie de maturitatea unor oameni care au trecut prin viață și care au dobândit zeci de ani de experiență și dragostea și înțelepciunea pe care Dumnezeu a turnat-o în noi să ne dea această calitate de a ne înțelege. Nu putem să facem ca fiecare, dar ținem cont de fiecare și creăm niște rânduieli și o direcție dată de Biblie
în așa fel încât oricine din poporul Domnului să fie într-o anumită măsură acomodat. Așa au mers oamenii ăștia și au intrat în țară, cu toate dificultățile cu care s-au confruntat. Aș vrea să ne oprim aici, dragi frați și surori, și întâlnirea noastră din această seară cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, să o încheiem cu rugăciune. Vă rog respectuos să ne ridicăm și cum ne va călăuzi Duhul lui Dumnezeu să ne rugăm în încheiere cu toții.